Situată în ținutul secuiesc, balta de la Sân Paul are 20 de hectare și se bucură de o priveliște foarte frumoasă, fiind înconjurată de dealuri împădurite. În mod indiscutabil, pescuitul la crab pare mai frumos într-un asemenea decor, mai cu seamă pentru cineva obișnuit cu lacurile de câmpie din zona de sud a țării. Lacul are peninsule de stuf și un perimetru neregulat, lucruri care fac pescuitul cu atât mai interesant și mai provocator. Informațiile pe care le aveam și potrivit cărora în baltă se află exemplare serioase de crab și, mai mult, lipsa ciortanilor, ne-au determinat să acceptăm cu plăcere invitația pe care am primit-o și să organizăm aici o partidă de 3 zile. În privința vremii ne-am cam înșelat, pentru că am crezut că vom fugi de caniculă și ne vom refugia în răcoarea plăcută a zonei. Însă, din păcate, nu prea s-a întâmplat așa. Temperaturile ridicate au pus stăpânire și pe această zonă în timpul în care am realizat filmările pe care le urmăriți. Campion mondial în 2012 și pescar de crab cu mare experiență competițională, Claudiu Lucaci a fost gazda noastră la Sân Paul, fiind originar din județul Brașov. În primul rând, pentru peștele care se află în lac, avem o medie foarte frumoasă cu pești, adică aș face așa ca o paranteză medie, 14-15 kg, da? Am făcut foarte multe partide care mi-au fost niște reușite totale și o recomand pentru toată lumea. De fapt, vă aștept pe toți să încercați. Cezar Bibu, un obișnuit al rubricii Carp Theater, a întregit grupul nostru de trei în această frumoasă partidă de crab la munte. Balta de la Sân Paul e o baltă foarte frumoasă, amplasată, după cum o să vedeți în imagine, într-un peisaj nemaipomenit. Din punctul meu de vedere, e o baltă care poate să ne aducă și crab mari și tern mari. Are niște capcane în anumite zone ale lacului, dar, în general, e o baltă care poate să răspundă în mai toate locurile cu pești relativ mari. Din start, Claudiu ne-a vorbit despre particularitățile lacului pe care am fost invitați să pescuim la crab mare. Nu este un pescuit ușor, atât timp cât lacul, ca și specific, e doar pe pește mare, deci densitatea nu este foarte mare, dar e selectiv în sensul în care este doar pește mare, adică plecăm de la 8 kg, 9 kg în sus. Iar pentru voi, telespectatorii Fishing and Hunting și ai rubricii Carp Theater, Claudiu Lucaci și-a prezentat linia pe care a folosit-o. Montura asta o să pescuim pe un loc unde avem nămol, avem două bile mici, critic echilibrate, cu un săculeț, cu două bile tari, da? Pentru mămii. Să pescuim undeva mai departe, izolat, față de patul de nadă. De ce nu? Sperăm să ne aducă captura. Cea mai mare captură, deși cred că tot nu o deține dacă nu mă înșel.